Despre dans, Alexandra e fiartă pe dans. După ce ne-am bătat simțurile cu salsa și n-am înțeles exact săptămâna trecută dacă lumea merge la salsa mai mult să danseze sau să cunoască alți oameni, dacă mă înțelegeți, acum s-a dus la street dance. Bă, la street dance măcar e treaba sigură. Nu te prea atingi cu adversarul, dacă mă înțelegi. Street dance cu Alexandra. Neața, dragilor, dacă săptămâna trecută am dansat salsa, astăzi schimbăm complet registrul. După costumația mea, mă gândesc că știți ce urmează. Breakdance-ul include și breakdance-ul. Ce alte stiluri de dans mai acoperă street dance-ul? Da. Practic toate stilurile care au apărut în stradă, adică hip-hop, popping, locking, dancehall, afro-dance, jazz, step. Unde ai văzut stilul ăsta de dans? Prin filme. De la început tata m-a învățat waving și alte chestii. El dansa în tinerețe la fel. Cum ne-ai venit la breakdance? M-a convins mama, m-a obligat să fac dans. Că stăteam în continuu pe calculator în weekend. Mami și tati, când puneau o muzică rap, pur și simplu simțeam muzica. B-boying în general este un dans de stradă și pentru mine este o artă. Ca inspirație și ca oameni care au descoperit dansul ăsta, James Brown, Michael Jackson... Îți place? Cum ți se pare? Frumos. Dar și greu. Și cum te descurci? Ești obosit? Mie mai vie foame după ce fac. Îmi consum multă energie. Te solicită mult? Cât de obosit ajungi tu acasă? Păi, deloc. Eu niciodată nu termin energia. E ușor dacă exersezi mult și e foarte distractiv. Dansatorii underground sunt cei care reprezintă în mare parte România la concursuri internaționale sau locale sau naționale și așa mai departe. Cei mici se numesc Kids Got Flavor. Vor apărea la Hip Hop International în 2013 în Oradea. Este un concurs internațional. Care e cea mai complicată figură pe care o știi tu? Să te roști în cap fără mâini. Asta. Windmill și... Flip-flack. Windmill low hands. Am rugat pe China să-mi arate trei dintre cele mai complicate figuri. Flair, Halo și Baby Me. Din cauza fetelor a pornit termenul de battle, adică dacă o fată se uita la un băiat că dansează și băiatul, un alt băiat îi plăcea de fata respectivă, se lua la întrecere cu băiatul respectiv ca să arate care e mai bun și atunci fata l-alegea pe cel mai bun. În America un battle adevărat înseamnă eu am ceva cu tine, eu te provoc și dansăm acum și aici, nu e nimic organizat. Înseamnă... Like mai mare! Big up! Big up. Big up.